Salutare, oameni, ce faceți? Eu sunt Andy și bine am găsit la un episod din lumea mirifică și minunată a lui Andy, Andy Zord. Am o voce așa de ciudată pentru că e dimineață și încă nu m-am început ziua. Bine, într-un fel mi-am început-o, dar într-un fel, în fine, nu contează. Suntem aici după ce am fost să facem niște XP, destul de mult XP. Ne-am întors aici, Justinul, din păcate e la școală, nu putem filma cu el. Astăzi o să batem dragonul, după cum ați văzut și în titlu. Justinul nu este aici. Este la școală, așa că nu ne putem juca cu el, dar o să încercăm să-l batem singur. În fine. Parcă să zic că eu am făcusem un arc acum ceva timp. Băi, frate, eu aveam un arc pe care nu-l mai am. Dar aveam. Nu știu unde e. În fine. Hai să ne facem o sabie de diamond și să îi punem foarte multe chestii pe aia, gen sharpness, might, dar habar nu am. Știu, din câte știu, smite-ul e pentru zombie, pentru ăștia care nu-s din oase. Deci aveam impresia că alea sunt diamantele. Se vede că n-am mai jucat de mult Minecraft, din câte știți și voi, m-am fost la Dreamhack și m-am întâlnit cu mulți dintre voi și am dat o grămadă de autografe și chestiuțe de astea și am avut clipuri programate, deci eu n-am mai încă pus mâna pe calculator de 6 zile, cam așa ceva. Aveam două săbi. Cum? Nu a fost asta aici. Măcar dăm looting încoa, dacă tot... Fac o sabie de căcat. Și armesul nu avem nevoie. Knockback 2. Nu știu ce să zic, adică la PvP ar fi ok, dar aici nu. Am dus să mai fac sabie. Oar dacă enchantez lopata asta cu o grămadă de prostii aici. What the fuck, eficiență de aia am pregătit deja pe lopată. Ok? Și armes 4. Ei, uite, asta ar fi un enchant bun. Da, și aș vrea eu, pentru că și armes mai am pe aici, să vedem. Sharpness 3, Sharpness 3, Sharpness 3. Deci am o grămadă de Sharpness, Sharpness 4. Deci n-ar fi asta o problemă cu Sharpness 1 și Knockback. Mi-ar trebui, sincer, Fire Aspect. Pentru că Fire Aspect, Fire Aspect nu am deloc. Deci, da. Se pare că putem enchanta și lopeți și să ne schimbe enchanturile. Ia să mai facem două lopeți. Poate, poate avem ceva noroc și reușim să enchantăm. Ah, nu, asta e tot cu Sharpness. Vreau... Unde-i lapis la zuge? Aha. N-am nevoie de fortune pe lopată. What the fuck? Sharpness 3, frate, tu chiar așa ești. Looting 2. Mă credeți că până o să ne dea asta un enchant bun, cred că o să mor. Deși acum am vine să mai ieși dușesc. Unbreaking 3, mersi. Și pun Unbreaking 3 și nu mai îmi dă nimic altceva decât Unbreaking. Știu că am aruncat ăla, nu faceți griji. Mamă, ce moftică, frate. Trebuie să fac acum lopet să le enchantez. Nu-mi dă nimic bun pe sabia asta. Unbreaking, am zis, da? Ia, Fire Aspect 2, perfect. Perfectă, sabia a meritat. Din câte și eu nu pot spune și smite și sharpness pe ea. Na, sharpness-ul cred că e mai bun decât smite-ul, adică, na. 12 atac față de 7 e ceva. Acum am lupat grămadă de lopeți cu care n-avem ce face, super. Mai să încercăm să le ascundem pe aici, pe undeva. Chiar n-avem ceva, că oprește una, că știu că făcusem una bună. Eficiență și ceva. Unde e? Aha, uite, asta e bună, opresc. Asta nu trebuie. Asta nu trebuie. De fapt, aram Breaking 3 și Looting 3. Aș putea să o combin. Ia să ne merge combinată. Nu. Merge combinată, da. Și uite, fac am Breaking 3, Fire Aspect, Looting, tot ce vreau, dar... Aș vrea întâi să-i pun Sharpness ăștia. Sharpness 5, că mi se pare că pot să pui Sharpness 5. Am unde... Da, Sharpness 5. Am Breaking 3, Fire Aspect și Armes 5. Ce ți-am mai putut dori pe o sabie? Knockback, da. Nu știu, să-i pun și Knockback. Avem Knockback pe aici. Power 2, Knockback 1, Am Breaking 3, Eficiență 3, Knockback 2. Care o fi maxima Knockback-ului? Cred că 2. Să-i pun și Knockback.
Dar după aia poate are prea multe enchanturi și nu merge să o combin. Și ar trebui să meargă. Eu știu să-i pun și knockback 2. Mie nu prea îmi place bătălia cu knockback, că îi aruncă mult în spate. Și după aia stau să mă chinui să ajung la ei. Nu, nu-i pun knockback, că nu-mi place mie cu knockback. O las așa, poc. Gata, fraților, avem aici sabie de sabie. Aha, fuck, acum n-avem arc. Ce facem, gicule, fără arc? Am un charm, un power 4 pe aici, uite-l, vedeți? Pe care vreau să-l pun pe arc, pentru că trebuie să dau un în dragonul ăla ceva timp cu arcul. Tocmai de-aia acum nu avem arc, super. Deci, cred că până ajungem noi la dragon se termină episodul, să-mi bat picioare, nici în ăsta. Nu, nu că nu batem dragonul. Avem prea multe enchanturi și căcaturi de făcut. Nici nu știu unde era ăla, unde aveam eu arcuri. Parcă nu erau aici, erau, mi se pare, jos, la... aveam pânzele pe engine, acolo am văzut. Unde era, mă, că era pe aici, uite, da. Fraților, ce sabie am făcut pe bune. Fire Spirit 75, am breaking 3, bine, looting-ul ăla nu prea e de PvP, da. Îți chestii, da. Acum, dacă dau un vacim de lecai în carne prăjită. Deci, și ce vreau să încerc, am smite pe aici undeva? Cred că n-am smite. Ia să vedem pe aici, am smite. Smite 1. Ia să vedem dacă cumva merge, din câte știu nu merge. Da, nu merge să pui și smite și protecție și sharpness pe ea. De-aia e mai bun sharpness-ul. Zice, cineva a zis că smite-ul e mai bun la PvP, dar în condițiile în care smite-ul nu dă damage și la scheleți, în plus sharpness-ul dă și la scheleți și de la toți. Smite-ul nu dă decât la ce are flash, gen piele, nu știu. Ceva de genul. Ok, vreau să fac arcul. Hai să fac arcul. Nu mai fă de ăștia, nici nu mai știu cum se făcea, dacă mă credeți. Așa se făcea. Da, acum nu pot enchanta nimic. Power 3, dar nu ne vede power 3, frate. Vreau să-i pun eu power 4, unul de aici. Așa. Care mai strica dintre voi doi? Nu știu, știu, punem aici. Power 4. Am ceva pe aici de pus pe ăsta. Protecție, power 2, knockback. Pot să pun knockback pe arc. Pe arc chiar merge pus knockback. Și are nes 3 punch. Nu, e punch pe arc. Pe arc pot să pun punch-ul ăsta. Dar ce altceva se mai poate pune pe arc în afară de power? Flame se poate pune, dar n-avem flame. Ba, da, uite, flame 1. Na, super. Am breaking, avem și am breaking în partea cealaltă. Nu știu dacă o să avem... Nu știu dacă o să avem XP să punem pe toate. Unde este, am breaking. Uite, am breaking 3. Perfect, ia să vedem. Nu știu dacă să punem flame întâi, costă 3 nivele. Sau am breaking, costă 4 nivele am breaking. Ce să facem punch? Deocamdată facem așa. Power 4, flame 1, am breaking 3. Sincer, cred că doar punch mai lipsește și infinity. Infinity pentru săgeți, da? Săgeți avem destule, nu cred că avem probleme cu ele. Frate, gata, ua. Ia, ua. Hop, perfect, frate. Am breaking 3, ce mai vrei? Băi, am făcut așa de multe iteme bune în mapa asta de Andy Zord. Frate, chiar nu-mi vine să cred. Sunt foarte, foarte multe bune. Enorm de multe. Ia să vedem, vedeți acum cât îmi dă dintr-o vacă din asta sau orice ar fi ea. Vacă. Ia uite. În afară de bucăți de ăștia care-s prăjit, îmi dă și de ăștia. Ia, hop. Ia uite. Ce aici? Câtă piele? Era 4 piele. Avem 16 piele, da? 19. Îmi dă câte 4, 3. Îmi dă și carnea direct prăjită. Super. Sabia asta este super bună. Plus că nici nu cred că trebuie să sar ca să omor vaca asta din prima. Da, nu trebuie să sar. Trebuie să rapă. Nu, o să vrezea. Se stinge, ha. Era într-un fel logic, ce pui mie. Băi, s-a făcut noapte sau... Da, s-a făcut noapte. Să facem zi. Și a trebuit să încercăm să ne tirăm. Că
Ce? Așa. Bă, nu știu ce să luăm la noi în end. Ne trebuie blocuri foarte multe, gen. Blocuri. Nu ne avem de la blocuri. Uite, pe aici mi se pare că sunt, da. Grămadă câte vrei. O să luăm cobblestone. Altceva nu prea avem ce. Așa. Ce mai trebuie noi să luăm la noi și trebuie să le lăsăm acasă? Ăștia, de exemplu, trebuie să le lăsăm acasă, că nu avem ce face cu ele. Prea mult inventar, prea multe chestii. Deși, de pe acolo, sincer, nu prea avem ce lua. Adică, na, nu prea avem nimic de luat de acolo. Bun. Oricum, am aruncat ăștia și mi le-am combinat pe aici, de niciunul nu mai știu care cum sunt. În fine. Pace of Fortune 3, Embreaking. Mă, dar ce așa dus față de ăsta? Adică, what the fuck? Din asta ar decât silt, așa n-are eficiență, probabil de-aia. Bă, da, am fovul mic, cumva, să mi se pare mie. Nu e Quake Pro. În fine, hai să mergem să ne luăm căluțul. Să mergem cu el. Luăm pe ăsta de diamond, că ăsta e... Bă! Nebunul, ce cauți aici? Dar sunt curios dacă merge mai repede când îi ții controlul. Adică el așa pare, dar nu știu, să nu fie doar animația aia de viteză, gen, care o are și caracterul tău când dai sprint. În fine, s-au dus deja 11 minuțele, cred că n-avem timp să mai batem dragonul. Nu mă gândeam că o să-mi ia atât de multe înșanturile să le pun, pentru că am văzut că, adică chiar mi-au luat înșanturile prea bune și de-aia mi-au luat atâta să le pun. Oh, fuck. Hop. Hai cluțule, hai că nici nu te mai trag după mine. Ia, dar ce are ăsta sub el? Hop, 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 hop. Nu supăr niciodată cu căluțul prin pădure, așa de urât. Uite, da, găsești chestii. Deci trece pe sub. Oh, fuck, dar când sunt... Naaaaa! Jesus, cum o scoate pe... Pe prietenul meu acum de aici? Bine, căluțule, bine. Bravo, tati. Uite, na, uite să-și uit. Zici-mi, cum scoate-o pe mai horsii de aici? Trebuie să colegi mult, trebuie să mergi, trebuie să faci. Fuck me. Doamne, uite-ți-o ce nasol e. Ia uite, na. Mă, da, mai ai și picioarele. Bine, mă. Dacă te mai oprești o singură dată, zici ce-ți fac. Am răgușit. Vine iarna, iarna. De fapt, nu, a venit toamna. Trebuia să vină mai demult toamna, de fapt, da. De-abia acum a ajuns. Ideea e că nu mai știu sigur pe unde era ăla, da. Știu sigur că era pe lângă sătucul ăla. Și dacă era pe lângă sătuc, sătucul e pe aici, pe undeva, deci... Suntem bine. Hai, merg, hăuțele, merg. Știu că pot să notau chiar dacă armura aia grea pe tine. Hai. Bun. Pe aici undeva trebuia să fie chestia aia de end. Știu sigur că se află pe aici. Ascuns. Uite-o, da. I-am făcut eu acolo dita mai asta. Ce-o fie. Hăuțele, pare rău. Nu pleca să pași, tu stai aici. Acolo pași, dacă vrei. Ce supărat e! Rabbit fur. Hide, nu fur. Fur e blană. Bun, ia să vedem că știam că îmi găsisem ăla pe aici pe undeva, nu mai știu sigur pe unde. Parcă pe aici. Am pus eu niște semne de ăștia topite de ale mele. Uite pe aici. Ah, da. Fix aici era. Bun, păi mai bun, s-a făcut 14 minute și nu cred că avem timp, în niciun caz nu avem timp să batem dragonul. Adică avem timp, dar s-ar întinde episodul undeva la 20-30 de minute. Pentru așa că mai bine o să lăsăm pe data viitoare. Se pare că mă și sună cineva. Ei, mai bun, cam atât cu acest episod, dacă v-a plăcut lăsați un like și ne vedem la viitoare, pa, pa.